o dramă fără margini a lovit familia unui columbian. Dusă la dentist pentru o banală extracție de măsea, fica lui de numai 8 ani a decedat în urma unei hemoragii masive. Din păcate, deși transportată de urgență la spital, copila nu a putut fi salvată. Potrivit de Mail, mama copilei a dezvăluit că fetița s-a necat cu propriul sânge. Salome Bohorcuez a mers la un cabinet stomatologic în ziua de 4 august. Se simțea rău și avea dureri dentare foarte mari. După ce a văzut radiografia, dr. José Herrera, medicul stomatolog care a consultat-o pe micuță, a decis că se impune o extracție de măsea. Însă, această simplă procedură avea să complice lucrurile într-un mod cu totul neașteptat. Familia îndoliată nu-și revine din durere, cel mai afectat de moartea micuței Salome fiind Nicolas, fratele geamănă al fetiței. Dumnezeu să o odihnească în pace!